Bună, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu. Dacă v-am arătat Apex-ul cu baza rubber de la Max, în continuare vreau să vă arăt această ojă. Dragii mei, dacă cumva nu aveți la îndemână vara asta și, nu știu, anul ăsta de când a apărut din primăvară, mie mi s-a cerut mult manicure, mi s-au cerut manicure cu baze milky și de aceea m-am grăbit să-mi achiziționez această variantă de la Spectrum. Vă arăt foarte, foarte repede. Da, este un alb destul de plin, care mie îmi place, dar ca o opțiune, ca o alternativă, dacă nu aveți la îndemână, sunt aceste oje, dragii mei, pe care vi le recomand, semi-transparente, de aceea se și numesc Milky. Eu, în general, nu optez pentru oje transparente, mie îmi place culoarea plină, culoarea pură, dar puteți alege acest Milky dacă vi se cere și nu aveți o bază. Nu aveți o bază milky și atunci aplicați această culoare peste o bază transparentă, merge super, super repede. Și peste această bază, mie mi se pare o manicură foarte finuță. Și să știți că eu aș fi ales, dacă vedeam această ojă, eu am comandat-o de pe AliExpress, dacă aș fi văzut această ojă, aș fi ales-o mai albă puțin. Aș fi optat pentru o variantă mai milky. Este o idee mai transparentă, îmi place mai mult această bază de la Spectra. Deci chiar mi se pare că putem realiza o manicură milky foarte, foarte interesantă. Dar și aceasta, vedeți ce finuță, și de aceea fetele au văzut foarte mult pe Pinterest anul acesta și mie mi s-a cerut foarte mult manicuri cu aceste baze milky. Dar ca o alternativă, dragii mei, și ca un sfat, puteți folosi aceste baze, aceste oje, care sunt oje milky, da? Puse pe o bază transparentă dacă nu aveți la îndemână. Aici o să fac un modelaj foarte vesel pentru că eu am avut aplicat și un cover care era puțin roze și se vede pe unghiuță că e puțin roze și nu o să fie foarte milky unghiuțele mele. Dar nu e nicio problemă pentru că m-am și gândit la un modelaj foarte, foarte colorat pentru că încă nu a plecat vara de la noi și vreau să trecem și la ceva mai vesel. Această bază milky trebuie să o aplicăm cu mare, mare atenție. Voi folosi și pensulița de pictură. Chiar dacă nu o să filmez tot, folosesc și pensulița de pictură pentru că vreau să acopăr toate lateralele, da? Cum aș face dacă aș folosi o bază milky? Aceasta este o ojă de culoare milky, da? Este puțin transparentă, mie mi se par foarte finuțe, mai ales când unghiuțele sunt foarte lungi. Da, aș pune și un negru pe ele, aș pune și orice culoare închisă, dar nu știu de ce, aceste oje, fie acea roze pe care v-am arătat-o de la Victoria Vin pe care o folosesc eu, fie aceste baze milky, pentru că mi se par foarte, foarte finuțe. Bun, după ce am aplicat această bază milky, nu vreau să încarc nici foarte mult unghiile, că atunci îmi vor schimba forma și nu o să-mi placă. Polimerizez 30 de secunde, da? Polimerizez 30 de secunde și revenim. Bun, dragii mei, am polimerizat 30 de secunde și pentru că vreau să fie puțin mai albă manicura mea, voi mai aplica încă un strat pensulat, da, să nu încarc unghiuțele. Și uitați cât de frumos se face. Repet, mie mi s-a cerut foarte mult și atunci, dacă m-am grăbit, nu am stat neapărat și dacă am avut niște unghiuțe frumos pregătite, nu am stat neapărat să folosesc baza aceea milky. Depinde de fiecare unghiuță și depinde de necesități. Această ojă albă, puțin transparentă, ține cu succes locul unei baze milky, dar dacă avem anumite defecte, să spunem așa cu ghilimelele de rigoare, cel mai bine ar fi să folosim chiar baza milky, da? Pentru că putem ajusta, mai putem repara puțin, chiar putem mări pe un șablon, da? Să facem puțină construcție cu baza, ceea ce cu alte baze nu am putea. Deci putem și cu o bază transparentă și pe urmă aplicăm acest milky. Da, eu zic că ține de creativitate. Cum am avut eu unghiuța aceasta cu cover-ul, nu am apucat să stau să îndepărtez 100% și atunci am vrut să o las așa ca să testăm dacă acoperă și ce modelaj putem face. Eu mă gândeam la ceva foarte colorat
ca să o mai acoperim. Vedeți că nici nu se mai vede foarte tare, se vede o idee roze, dar vedeți cât de frumos acoperă și ce frumos putem obține niște unghiuțe foarte finuțe Milky. Doar că aici în cover-ul se vede puțin roze și trebuie să ascundem lucrul ăsta, da? Printr-un modelaj m-am gândit eu foarte, foarte colorat, am și sticker, aș pus sticker, dar am zis că să nu vă arăt în toate filmulețele. Curățăm lateralele înainte să uscăm, da? Am zis că să nu vă arăt în toate filmulețele numai cu sticăre, că asta știe toată lumea să aplice un sticker, deși mie îmi sunt foarte dragi și îmi place rezultatul final, cum arată cu sticăre. Bun, polimerizez încă 30 de secunde. Bun, dragii mei, am polimerizat încă 30 de secunde și unghiuțele mele au, de fapt, am obținut pe unghiuțele mele efectul dorit de Milky. Sunt baze mai albe, sunt oje alb transparente, mai mult transparente, mai pline, cum dorim. Dacă era un alb mai plin, atunci nu trebuia să aplic două straturi, dar mie așa îmi place să fie puțin mai plină culoarea. Și acum, să scoatem culorile la interval. Dragii mei, eu am scos la nimerială, m-am gândit cam ce culori și le-am scos de la firmele la care le aveam. Așadar, de la Rosalind am un 5-2 foarte, foarte repede, vi le arăt, pentru că nu vreau să vă plictisiți. Un galben foarte frumos, un galben lămâi. Pe urmă am așa, de la Venalisa, un albastru absolut superb. Dacă vreți să vă arăt niște unghiuțe... Bun, acest albastru de la Venalisa, dacă vreți să vă fac un filmuleț, să vedeți pe unghiuțe lungi cum ar arăta, vă rog să-mi scrieți. Dacă nu vi se pare că ar fi o culoare pe care să o aplic pe toată unghiuța, atunci nu o să fac filmulețe, dar m-ar ajuta să-mi scrieți dacă vreți să găsesc ceva modelaj cu această combinație de albastru. Și de la Cani, culorile acestea foarte puternice de la Cani, un portocaliu absolut superb, un mov absolut superb pentru iubitoarele de mov. Am mai spus eu că eu am iubitoarele de mov care ar opta numai pentru mov toate opțiunile și nuanțele posibil și un roz foarte puternic. Acesta este chiar un roz neon. Se vede în lampă. Bun, și le-aș pune eu așa frumos să se vadă colorate. Le-am pus pe toate deja aici, pe toate culorile care vi le-am arătat. Voi folosi o pensuliță de pictura, aceasta amărâtă și îndoită pe care o am, să fac un modelaj foarte, foarte rapid pe unghiuța aceasta ca să nu mi se vadă. Vedeți cât de finuțe sunt Milky. Le recomand, dragii mei, dacă faceți unghiuțele cuiva și nu este foarte hotărâtă sau nu vin fetele foarte hotărâte cu ce să-și facă, vă recomand să le propuneți acest Milky și o să fie foarte, foarte mulțumite, garantez. Eu am văzut cât sunt încântate fetele când pleacă de la mine, când le propun să folosim acest Milky. Este o culoare foarte, foarte finuță. Și credeți-mă, fetele o vor îndrăgi. Vreau să scot în evidență acest albastru. Nu știu de ce îmi place mie culoarea și mai ales pentru modelașe. Mi se pare foarte drăguță. Voi polimeriza 15 secunde. Bun, voi folosi un pat de hârtie pe care am tot șterg eu pensuleța, că nu vreau să se amestece culorile. Și voi folosi pe urmă galbenul pe care îl vreau chiar aproape de albastru. Bun, am polimerizat și galbenul, vreau să mai tai un pic din filmare pentru că aceste lunițe sunt foarte, foarte simple. Ce vreau eu să vă arăt este rezultatul final. O să vedeți, la final este un modelaj foarte de efect. Destul de apreciat de fete, bineînțeles. Este o chestiune de gusturi și aici, fiecare cum preferă. Dar este destul de greu să lucrez cu mânuța în aer. Este foarte bine dacă mi-aș putea o sprijini. Poate aș mai fi avut nevoie de un verde. Cred că mi-ar fi plăcut în toată combinația asta să pun și un verde.
Așa. Polimerizez tot așa 15 secunde. Bun, am aplicat foarte, foarte repede și movul. Acum voi pune și rozul. Mi-am scăpat pe jos o ustensilă și pe covor mi s-au lipit niște scame, ce nu-mi place mie deloc. Bun, și voi umple ce rămâne cu roz. Dacă mai trebuie, mi se pare că mai trebuie intersecta cu galben, depinde ce iubitoare aveți. Puteți folosi orice variante de culori. Mie mi se pare că cu acest milky merg foarte, foarte bine culorile puternice. Chiar culori neon. Puteți folosi... Bun. Cam așa. Voi polimeriza încă 15 secunde. Bun, și așa o decizie de ultim moment, dragii mei. Mi se pare mie că se potrivește foarte bine. Îndrăgitele mele, OJ de la Lart, de o calitate superioară. Este un pastel absolut superb. Uitați-vă cât e de frumos. Voi pune un punctuleț și mai fac ultimele liniuțe cu această frumoasă nuanță. Foarte frumos acest pastel umple golurile mele. Și eu zic că se potrivește foarte bine. Repet, voi puteți combina cum vreți culorile în funcție de gusturile fiecăruia. Mie mi se pare că aceste culori se completează foarte bine una pe cealaltă. Bun, voi polimeriza 60 de secunde să usuc bine, bine toată manicura mea. Bun, și la fel, vreau să mai fac foarte, foarte repede o variantă mai minimalistă pe unghiuța mică. Repet, o chestiune de gusturi, fiecare cum îi place. Voi șterge foarte, foarte bine. Dar nu am polimerizat de data aceasta, așa pe bază de repede și cu mare, mare grijă. Pe lateral e bine să polimerizăm, caz altfel se vor întinde liniuțele noastre, măcar câteva secunde. Bun, dragii mei, și tot așa, intersectând culorile cum v-am arătat, am obținut un modelaj foarte colorat și pe unghiuța mică, doar așa parțial. Bun, și ce vreau să vă mai arăt, folosesc din nou această ojă albă, albă transparent, să zicem așa, sau varianta de ojă milky, și mai dau un strat pe deasupra. Da, arată foarte, foarte bine cum se umple golurile din modelajul meu și parcă se vede puțin în umbră. Da, culorile nu vor fi atât de stridente, ci parcă se vede puțin în umbră. Da, am o scaună, pentru că mi-am frecat de scaun mânuța. Bun, voi polimeriza de această dată 60 de secunde. Bun, dragii mei, și aplic de această dată un top foarte, foarte fluid, pentru că vreau să fie în cantitate mică. Va fi un top lucios. M-am tot gândit, mi-ar fi plăcut foarte mult și varianta mată, dar se murdărește destul de repede. În culorile deschise, mătuite, mai ales acest milky,
se murdărește destul de repede și atunci prefer varianta lucioasă, că mi se pare că nu se pătează așa și nu se murdăresc. Eu am pățit, dragii mei, nu știu dacă voi ați pățit, că sau nu, am scame pe unghie. Eu am pățit, dragii mei, că am aplicat un top mat și mi s-a murdărit unghiuța, aveam ceva culoare foarte deschisă, ceva nod, și mi s-a murdărit de la pantaloni negri. Mi s-a luat culoarea pe unghiuțe și foarte, foarte greu le-am mai îndepărtat, plus pe culorile neon. De asemenea, am avut într-o toamnă, cred că toamna trecută, ceva culoare neon și n-am fost deloc încântată de cum s-a murdărit. Așadar, vă recomand când mătuiți culorile să fie culori închise. Culorile deschise le puteți proteja mai bine cu un top lucios, mie așa mi se pare. Repet, folosesc pentru cine nu a ascultat tot filmulețul, folosesc un top lucios mai fluid. Este un top rubber, dar este mai fluid. Când este mai fluid, putem să-l întindem foarte, foarte bine, fără să încărcăm absolut deloc unghiuța, pentru că deja unghiuța mea colorată este destul de încărcată. Polimerizez 60 de secunde. Bun, dragii mei, și am uscat unghiuțele mele 60 de secunde și manicura mea este gata. Dragii mei, pe aceste baze Milky, fie folosiți o folie de transfer, fie folosiți ceva culori puternice, o să le placă fetelor contrastul, credeți-mă. Ori folosiți, am eu o idee de manicură cu bază Milky roșu și strop. Oricum, mie îmi plac culorile destul de puternice în contrast cu aceste baze Milky. De ce nu? Chiar și cu unghiuță negră, fiecare după gustul lui. Mă scuzați. Cam asta am vrut să vă arăt. Vă mulțumesc tare mult că m-ați urmărit. Se pot face așadar manicuri cu bază Milky și fentând, să zicem așa, folosind și oje gen Milky, precum cea pe care v-am prezentat-o eu, dacă cumva nu aveți la îndemână o bază Milky. Da? Parcă așa se vede mai bine. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă mai aștept cu mare drag pe canalul meu. Dacă aveți întrebări sau vreți să vă ajut cu ceva, cu mare drag vă rog să-mi scrieți. Dacă v-a plăcut, vă invit să-mi dați un like și share filmulețului și dacă doriți să vă abonați la canalul meu, ne mai auzim cu noutăți și cu alte idei, produse și tehnici. Pupici!